Bine m-am găsit la un nou episod, un episod în care o să vă prezint încă o mașină adusă la comandă, o mașină foarte dragă românilor, o mașină foarte căutată, foarte cerută și este și o configurație destul de interesantă, astfel încât am zis că înainte să o livrez, pentru că mașina asta urmează să fie livrată undeva la vreo 400 de km de aici, de asta este și puțin prăfuită, pentru că oricum s-ar fi făcut imediat la fel, o să mergi destul de mult pe autostradă. Și am zis că merită o prezentare pentru că a fost deja postată pe Instagram. Dacă folosiți Instagram, găsiți pozele cu ea din Belgia, de la licitații și de când a ajuns, ca un before and after. Iar dacă nu folosiți, iată, îi facem o prezentare exterioară, după care o să-i facem și un test drive. Bineînțeles, este un Volkswagen, probabil v-ați dat seama după sigla de acolo de sub capotă. Dar înainte să trecem la prezentarea detaliată a acestui Golf adus la comandă, vreau să vă arăt raportul de la această Kia Sportage. Un model ce a început să fie destul de apreciat și chiar dacă unele au ceva în încă, au un preț destul de bun, pentru că primești multă mașină, multe dotări, exact cum este și în cazul Renault-urilor și multor altor mărci, însă sunt niște mașini destul de apreciate. Conturul de parcurs este ok, deci avem kilometri real, însă avem ceva daune, iar aici găsim niște poze din 2019, luna 6, că mașina a fost listată probabil la vânzare undeva și probabil a fost declarată daună totală la cum arată dauna. Văd că a fost oarecum lovită și în prag, a fost afectată și zona asta, însă plăcuța de plăcători este la locul ei și avea 93.000 de kilometri. Probabil cine a cumpărat-o, a cumpărat-o și pentru kilometri, dar dauna era destul de serioasă și cam pe ambele, cam pe toate părțile. După care mergem puțin mai jos, avem un istoric de kilometri, iar la 113.000 ar fi ultima intrare în 2023, ultima înregistrare de kilometraj, după care dauna care probabil se apropie de realitate, având în vedere că probabil a fost considerată daună totală. Era o mașină relativ nouă, avea câțiva ani vechime, dar este clar că a fost daună totală și aici se menționează sistem de răcire, accesorii automobilului, exterioare ale caroseriei, tapiserii, elementele structurale de siguranță, adică airbag-uri și toate cele. Dauna a fost în Slovacia. Kia 2014, 2 litri, 134 de cai, all-wheel drive. Este și 4x4, manuală, argintiu diesel, a fost fabricat, a fost matriculat, a fost verificat, daună, a fost la vânzare în Polonia, a fost la vânzare din nou în 2021, a fost verificat, a fost matriculat în Polonia, aici probabil s-a făcut încă un ITP, a fost exportat, deci a fost vândut la un moment dat în Polonia și anul acesta, în ianuarie, a fost matriculat în România. Deci probabil a fost vândută în Slovacia sau luat ceva informații de la inspecția tehnică din Polonia, 113.000 de km. Deci oricum mașina a mai mers de la daună minim 20.000 de km aici. După care mașina asta se pare că este în România și probabil are undeva la 120.000 de km pe acolo. Dar ideea este că la un moment dat a arătat cam așa și nu știu câte lume a fost transparentă cu procesul ăsta sau cu dauna pe care a avut-o. Așadar, dacă vreți și voi să verificați o mașină, aveți link în descriere cu 20% reducere. Fie acces în linkul de descriere, fie folosind coduluțul la pagina de plată. Hai să trecem la episod. Iar aici avem un Golf din 2020, echipat cu un motor de 2 litri diesel, 150 de cai putere, Euro 6 cu AdBlue. Din păcate sau din fericire cu AdBlue, doar că mașinile cu cât sunt mai noi și dacă vrei încă să optezi pentru un diesel, nu prea se va mai putea să fie fără AdBlue. Avem senzor de parcare pe față, avem farurile astea full LED foarte frumoase, avem Distronic. Mașina a venit echipată cu jantele astea și clientul a avut cerința de a-i monta niște anvelope noi, iar astea sunt DOT săptămâna 11-2024, parbrizul este în stare bună, avem plafon panoramic și trapă. La interior este prezentat exact cum a venit, este un pic murdar, dar așa vin marea majoritate. Reglaje pentru oglinzi, pentru geamuri, avem scaunele astea ergo confort cu masaj, care arată cam așa. Panoramicul, cum ziceam, setele pentru Distronic, mai avem și alte sisteme de siguranță. Mașina are 119.000 de kilometri, cutie automată, cameră, avem navigația cea nouă, încălzire în scaune, două chei, cotieră. În spate, cam așa arată, nu este un interior prea uzat, nici mașina nu are foarte, foarte mulți kilometri. Din nou aici nu prea am ce să vă arăt, sunt niște anvelope noi. Din spate cam așa arată, e o mașină frumoasă, adică aș fi ipocrit să nu recunosc că sunt niște mașini frumoase și cererea pentru ele este destul de justificată. Pe lângă montajul de anvelope, mașina beneficia de revizie, schimbare de distribuție, iar de aici cam așa arată. Bineînțeles, clientul a primit poze din timpul reviziei cu tot ce s-a schimbat, când s-a schimbat. Aici de găsim
anvelopele de iarnă cu care a venit echipată mașina, care din punctul meu de vedere sunt bune și probabil mai merg minim un sezon. Depinde bineînțeles și câți kilometri va face clientul cu mașina asta, dar un sezon ar trebui să mai meargă, senzorii pe spate. Și de aici cam așa arată. Marea majoritate probabil sunteți familiarizați cu mașina asta sau cu brandul în sine. Dimensiune 255x16. Mașina este foarte confortabilă. Cam așa arată și aici. Iar în partea din față a pasagerului cam așa arată. Acolo jos avem plăcuța de prăjitor, v-am vorbit despre ea în toate episoadele, mare atenție să fie prezentă. Și bineînțeles să coincide seria. Iar de aici cam așa arată. Din nou, aici se poate observa mai bine profilul. E o mașină frumoasă, un motor de 2.0, foarte căutat, foarte iubit, consumul este destul de bun și el. Și e o mașină care arată bine, are și ceva lotări. Până la urmă e o mașină de generație nouă, cu kilometri destul de ok, adică până la urmă nu sunt 250-300.000 de kilometri. De asta și prețul a fost pe măsură. Pentru că până la urmă prețurile alea accesibile și pe care toată lumea le vrea, cât mai ieftin, cât mai bun, sunt de obicei peste 200.000 de kilometri. Și kilometri trebuie plătiți. Până la urmă e o mașină care are 4 ani vechime. Bine, cel mai probabil a ieșit din leasing și în garanție și a fost scoasă la licitație. Este cumpărată de pe Open Lane. A fost trimisă de client, am licitat-o, am câștigat-o, ne-au vândut-o, m-am ocupat de RAR, revizie, distribuție, absolut montaj de anvelope, absolut tot ce a vrut clientul și clienții cu care deja am colaborat știu că pot să-i ajut cu absolut orice, atât din cât depinde de mine și pot să-i ajut, de ce nu. Hai să trecem la volan să vedem cum merge acest Golf din 2020. Ne la volan, hai să ne punem centura. Trebuie să recunosc că mașinile astea au ceva al lor. Să vă arăt și camera, care îmi place faptul că este pe full screen și ai diferite setări. Adică sunt ergonomice, încălzirea în scaune unde trebuie să fie încălzirea în scaune, clima este unde trebuie să fie clima, setările pentru pilotul automat sunt unde trebuie. Adică au și mașinile astea avantajele lor și de asta au și atâția fani în toată Europa, nu doar în România. Vorbim mai devreme despre panoramic, care poate fi deschis și îmi place că se poate deschide destul de mult. Sunt multe mașini care se oprește undeva în zona asta. Poți fie să-l închizi de tot. Fie să-l folosești doar ca și treapă. În principiu, panoramică când are diferite probleme, fie acționează mai greu, fie scârție, dar în principiu se pot rezolva destul de ușor dacă nu e ceva foarte grav. Avem navigația asta, modelul mai nou, o secundă, avem Android Auto, Apple CarPlay, mă rog, astea s-au pus de undeva de la 2018 în sus. Aproape 120.000 de kilometri, după ce va fi livrată, mașina va depăși pragul de 120.000 de kilometri, cutie automată DSG. Din punctul meu de vedere, are destul de multe rotări, acum depinde ce așteptări ai de la mașina asta sau ce mașină ai mai condus înainte. Pe partea de consum, bine, ce este de la pornire este irrelevant. Pe termen lung are 6.2, de la alimentare 6.4. Ideea e că asta e destul de mult pornită. Acum, depinde de la ce mașină vii, poate că multă lume la noi în țară nu prea apreciază break-urile sau nu și-ar cumpăra un break. Domnule, sunt urâte, sunt dricuri și așa mai departe. Dar astea sunt niște stereotipuri sau nu știu, niște preconcepții poate un pic cam exagerate. Pentru că sunt, din punctul meu de vedere, și break-uri care arată bine. De exemplu, cele din grupul VAG arată bine, A4 arată bine, A6 arată bine, BMW-urile break arată bine, adică sunt anumite break-uri care arată bine. Într-adevăr, eu care am Mercedes, o spun că sunt break-urile, dar nu sunt cele mai frumoase. Dar la interior câștigă, adică până la urmă depinde ce te interesează mai mult la o mașină. Dacă te interesează partea de exterior să-ți fie drag să te uiți la ea, deși sunt și break-uri de la Mercedes care arată bine. Sau poate sunt oameni care nu sunt interesați de partea asta și până la urmă vor o mașină care să le ofere spațiu, gură mare de încărcare, să-și facă treaba cu ea până la urmă, că asta e cel mai important când îți cumperi o mașină. Nu neapărat să întoarcă toate privirile de pe stradă, că până la urmă îți cumperi un Volkswagen Golf 2.0 TDI sau 1.6 TDI să-ți faci treaba cu el. Și până la urmă e vorba de confortul tău, ai cutie automată, ai încălzire în scaune, ai o navigație, ai cameră manșalieră, ai panoramic, adică pentru familie mașina asta mi se pare ideală. O mașină de generație nouă, cu 120.000 de kilometri, vă invit să ziceți în comentarii cam cât credeți voi că a costat mașina asta cu
rar numere și alte cele. Ideea este că pentru revizie și așa mai departe, montaj de anvelope, eu nu percep un comision în plus, adică dacă pot să-l ajut pe om și să alege niște anvelope și pot să mă duc să le montez, le montez până la urmă, mai ales dacă o livrez eu, cum e și cazul acestei mașini. Pur și simplu o livrez, vreau să fie în regulă, deși uite, mai au fost cazuri în care am dus mașini la Iași și am plecat, aici era soare, cald și așa mai departe, adică era cald și bine, să zic. Și bineînțeles, având în vedere că merg dintr-un punct al țării în alt punct al țării, acolo era, na, ningea, adică deja de pe la jumătatea drumului începuse să ningă destul de serios. Și de fapt o să mergem înainte pentru că e mai liber. E oarecum un risc când mergi la un drum din ăsta mai lung, dar încerc și eu, am înțeles. Încerc și eu pe cât posibil să îmi fac temele încă de acasă, să zic așa. Anvelopele alea de iarnă, după cum le-ați văzut și voi, din punctul meu de vedere, sunt destul de bune. Doar că mașina, probabil știind cei care au avut-o în Belgia, că din ce am văzut a fost cred că un ITist sau ceva de genul, pentru că are un mic sticker la lunetă în spate și este o firmă de programare, dacă nu greșesc, ceva în Belgia, și practic ca un fel de urmă a celui care a avut mașina, în momentul în care o pornești, apare acolo, se încarcă profilul, numele celui care a avut mașina și nu neapărat că am o fixație, dar îți faci o idee despre cel care a avut mașina. Și bineînțeles, ca orice om normal, l-am căutat pe Facebook și l-am găsit. E un domn pe la 40 ceva de ani, deci probabil a fost mașina lui de muncă, a făcut naveta cu ea, 4 ani, 120.000, aproape 30.000 pe an. Pentru Belgia nu mi se par kilometri mulți și până la urmă, de obicei, pe Belgia nu prea se cumpără motorul de 2.000, pentru că acolo se știe că se plătesc taxele la kilowați și automat multă lume acolo caută să fie cât mai mici motoarele sau să aibă cât mai puțin cai putere sau kilowați, bineînțeles, pentru că ei vor să-și optimizeze cât mai mult costurile. Dar de multe ori mașinile de genul ăsta sunt mașini oferite de companie către angajați și probabil le dă un anumit buget. În configurația asta mașina va sta, bănuiesc, a sărit de 30.000 de euro. Și cel mai probabil, dacă au fost oarecum limitați de buget, uite, îți dăm buget 30-35.000 cât o fi avut el și ți alege o mașină. Și probabil dacă s-a încadrat și cu dotările pe care le-a vrut el și cu motorizarea, asta a fost, cred, o alegere bună. Asta mai ales dacă mașina a fost lăsată și în regim propriu, să poată să meargă cu ea de aici colo, să-și facă practic treaba lui, na, personală. Da, 30.000 de kilometri pe an mi se pare rezonabil, adică rentează un diesel, deși am mai făcut clipuri cu benzinele de generație nouă, am adus Passat 1.5, am adus Passat 1.8, care ați văzut că într-adevăr aveau consumuri destul de bune. Da, știu că nu toată lumea merge cum am mers eu cu ele, în condiții optime și la viteze relativ ok, dar voiam să demonstrez faptul că pot scoate și mașinile astea consumuri destul de bune. Mașina asta, de exemplu, are consum de 9% acum, deja scade la 1,9. E, la drum lung pe care urmează să-l fac, eu zic că mașina asta o să consume maxim 5,5%, în condițiile în care o să meargă destul de mult pe autostradă. Și cam ăla mi se pare un consum rezonabil sau un consum realist pentru mașina asta, că până la urmă de-aia îți cumperi un 2.0 diesel sau 1.6 sau 1.5 sau orice fel de diesel, să zic, până în 3 litri, pentru că are și un consum destul de bun, are și un cuplu decent, adică are anumite avantaje, să zic așa. Acum, dacă tu vii de pe un 3.000 benzină sau un 3 litri diesel și o să te urci mașina asta, o să ți se pare că nu trage sau o să zici că are diferite probleme. Dar de asta de multe ori e bine să pleci oarecum de jos, ierarhii vorbind, când îți cumperi mașini, că ești începător, că nu ești începător, pentru că ar fi bine ca de fiecare dată când îți cumperi o mașină să simți că ai făcut un upgrade, că e vorba de putere, că e vorba de dotări, că e vorba de design, că e vorba de marcă, că e vorba de brand, că e vorba de absolut orice. De asta, în ciuda faptului că și eu am fost făcut și țăran și cioban și, mă rog, când am avut Loganul și încă l-am, mă rog, este în familie și o să vreau să-i fac un clip, pentru că o să fac în curând 10 ani de când este în familie. Și faptul că am mers cu Loganul la 4 ani de zile mi-a prins atât de bine, pentru că pur și simplu m-a format ca șofer. Adică n-am avut cai mulți, n-am avut putere, n-am avut foarte multe dotări, n-am avut o ținută de drum astfel încât să mă împingă de la spate să merg tare. Și toate lucrurile astea adunate m-au format ca șofer, am înțeles ce înseamnă șoferia, am înțeles ce înseamnă o mașină care nu se conduce la fel de ușor precum asta, că n-aveam cutie automată, n-aveam scaunele astea confortabile, n-aveam climă, nici măcar AC n-avea, aveam servo și geamuri electrice.
pe față, atât. Alea cred că erau singurele dotări la mașina aia. Dar mi-a prins atât de bine și în momentul în care după 4 ani de zile și 100.000 de kilometri mergi cu Loganul, deși mașina aia m-a servit și m-a dus oriunde am avut nevoie. Dar după 4 ani de zile cu mașina aia și 100.000 de kilometri, când m-am urcat în Passat CC cu 6 ani, dacă nu greșesc 6-7 ani, cred că încă sunt pe canal acele clipuri. De asta mi se pare un mare avantaj sau farmec în momentul în care faci YouTube, pentru că poți să ai un backup la anumite lucruri pe care le-ai făcut de-a lungul timpului. Și nu știu, e feeling-ul ăla, domnule, uite ce făceam eu cu ceva timp. Da, vă dați seama că dacă eu m-am urcat dintr-un Logan care nu avea nimic altceva în afară de geamuri electrice și un servo, o servodirecție, și m-am urcat într-o mașină cu încălzire în scaune, cu climă, cu trapă, cu bixenon adaptiv, cu o grămadă de chestii, vă dați seama că m-am simțit ca și cum am urcat în avion. Și de asta oarecum e bine să-ți cumperi, de exemplu, o mașină de început, să vezi exact cum e, să te obișnuiești cu șoferia, să-ți faci un stil de mers. Dar ar fi bine să nu fie o mașină foarte scumpă sau o mașină destul de fiabilă, astfel încât să nu fie nevoie să pierzi foarte mult timp cu ea în service, să aibă consum mic. De asta eu recomand Megane 3, care mi se pare o mașină extraordinar de bună și fiabilă și consum mic și toate cele. Acum, părerile bineînțeles că sunt împărțite, oamenii sunt diferiți, oamenii probabil a zice, dar de ce să-mi iau Renault, că pot să-mi iau și altceva? Poți să-ți iei și altceva, dar aia mi se pare una dintre cele mai bune mașini, raport preț-calitate. Ai o mașină Euro 5, la 4-5-6 mii de euro ție și cu ceva dotări, consum mic, adică eu când eram începător, vă dați seama că am avut un Logan 1.5 DCI, consuma 4-5%. Era foarte ușor, adică cu 50 de lei mă plimbam ceva și am mers și noaptea singur, adică încet încet mi-am format stilul de mers și mașina aia mi-a prins foarte, foarte bine. Da, acum sunt fel și fel de oameni, oamenii sunt diferiți, oamenii sunt, na, fiecare om are fixațiile lui, să zic așa. Dar dacă, de exemplu, să presupunem că înainte de mașina asta ai o Dacia Logan, ai un Opel Astra H, nu știu, ceva mai vechi și te urci într-o mașină din ăsta, într-adevăr o să simți că ai un upgrade, dar dacă o să-ți cumperi o mașină încă de la începutul șoferiei pentru tine, să zic așa, aventurii tale ca și șofer, îți cumperi o mașină scumpă, puternică, la un moment dat o să te plafonezi și o să-ți cumperi alte mașini, alte mașini, alte mașini și îți vei da seama că nu te mulțumește niciuna. Adică, ceea ce e un pic frustrant, să zic așa, dar fiecare face ce e mai bine pentru el. De asta, uite, pe toți se viralizează la un moment dat cazul ăla cu Maserati la Levante de la Autoday, că domne, că începători, că da, așa se întâmplă dacă le dai mașini cu cai mulți. Ideea e că poți să fii începător și să ai mașini de 6-700 de cai și să nu faci accidente, să nu faci nenorociri, să zic așa, dar nu ai experiență, nu ai reflexe, nu știi cum să reacționezi în anumite situații și de asta probabil se și întâmplă ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că dacă ai experiență și îți cumperi o mașină de genul ăla o să fii neapărat safe pe stradă și nu o să se întâmple accidente. Până la urmă sunt zeci de cazuri și situații în care oricât de mult te-ai ferit tu sau oricât de preventiv ai fi tu, o să sară cineva în față, o să intre cineva în tine și oricât ai încercat tu să eviți și să fii departe de oricine, la un moment dat se întâmplă. Te atinge cineva, asta e, sunt lucruri care se întâmplă și important e să nu fie oameni vătămați și așa mai departe. Dar revenind la mașină, este un Volkswagen, este ergonomic, arată bine, merge bine, este silențioasă, este motor de 2.0, toată lumea îl cunoaște, toată lumea îl știe. Cutia automată TSG, la fel, toată lumea o cunoaște, toată lumea o știe. Consumul deja, vedeți, a scăzut la 6.9, cred că se vede în bord, plecând cu 8 și ceva. Dar oricum, la drum lung, eu zic că se va stabiliza, o să mergem să și alimentăm, trimitem o poză clientului cu kilometrii cu care plecăm și faptul că s-a alimentat mașina și o să ne punem la drum. E un drum de vreo 4-5 ore, dar să vedem, poate pe drum o să mai și filmez ceva, să mai fac ceva content, pentru că știți că mie îmi place să mai fac și clipuri de genul ăsta cu livrările, dar vedem cât de târziu o să ajung sau dacă o să se lase seara. Așadar, ăsta este episodul, ăsta este Golful adus la comandă. Sunt sigur că printre voi sunt care au Golf 5, Golf 6, Golf 7 în familie sau vor să-și cumpere ceva similar. Dacă vreți să o cumpărați o mașină de genul ăsta, puteți să ziceți în comentarii de ce, dacă nu de ce. Iar noi ne revedem la următoarele episoade. Vă salut!